Rătuiești mirerea și viața și odihna a părinților domnilor tăi, Arsenia și Mandritul, pomenit la 12 ani, și a părinților săi, Vasile și Stanca, cu tot neamul lor cel adormit, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălță, și Părintele cel prea de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
cu înțelepciunea ta, Tatăl de Hrist, ai zis pe om din țărână. Și întocmindu-l după chipul și după asemănarea ta, l-ai încățișat ca pe o cinstită făptură cerească, spre bună cuvința și strălucirea slavei și a părăției tale. Dar el, plăcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul tău de care era împărtășit, pentru care o tată să fie fără de moarte, din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecul și aceste negrite legăturile ta, prin vrerea ta cea dumnezeiască, să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la obștiasma înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Pentru aceasta ție ne rugăm, Părinte Viciului, fără de început și unuia răsut Fiului Lui și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Duh, să nu îngădui ca făpturile tale să fie înghițite de tăire, ci trupurile să se desfacă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletele să se așeze în ceata dreților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și firea Ta de oameni cea neasemănată. Și Te-au căzut robii de aceștia, Arsenie Arhimandritul, omenit la 12 ani, părinții săi Vasile și Stanca, cu tot neamul lor cel adormit. Te-au căzut spre stemul tatălui lor, mamilor sau spre stemul lor. Te-au mărut pe vreun preoși de el, au luat legătură nedeslegată. Te-au căzut în grea plisenii de la gereu și din nepăsare sau din nenevire n-au luat libertare. Iartă-i pe aceștia prin mine smeritul rogul ta gereu, împreună cu slujitorii preoți aici de față, Dumnezeu să ierte. Trupurile lor îi desleagă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletele le așează în șapta dreților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care i-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, această putere ca să dea iertare de păcate, și de la dânsii și noi, măcar că suntem nevrednici, a primit această putere. Dezleagă pe adormiții robii Tăi, Arsenie Arhimandritul pomenit la 12 ani, părinții săi, Vasile și Stanca, cu tot neamul lor să-l adormit. Dezleagă-i de păcatul sufletești rupesc, să fie iertați în veacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile prea curate și pururea pe cealaltă Maicii tale și ale tuturor Sfinților Tării. Care-i dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor. Iar după Sfânt învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău Te-ai dăruit puterea de a lega și a deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cerurile de veșnic pământ sau legat, și tot așa să fie deslegate și în cerurile de veșnic pe pământ sau deslegat. Cel ce prin nespusă Ta iubire de oameni ne-ai învredniștit și pe noi smeriții și nevrednicii robii Tăi slujitori, să fim moștenitori aceleași prea sfântar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm cele ce se petrec într-un poporul Tău, însuți pe Bunul Întrăpărat, prin mine smeritul robul Tău arhiereu, împreună cu slujitorii preoți aici de față, iartă robilor Tăi, Arsenie Arhimandritul, pomenit la 12 ani, părinților săi, Vasile și Stanca, iartă-le orice au greșit ca oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Și iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, desfăcându-l de învățarea pusă în orice timp a cu care înșiși din mânie sau din altă priță sau legat,
ori de la preot sau de la altcineva, o suferită o plecare ca aceasta, prin pisma și prin lucrarea Diavolului. Binevoiește prea bunule și multă îndurare, la sufletele noastre ca așeze cu sfinții care din viața cu plăcuție, iar tuturile lor să se dea fie cele izbite de tine. Binecuvântat și-a mărit ești în veci, vecilor. Slavă-ți-e, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă-ți-e. Din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, cu rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale sfinților prea pioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, rugăciunile Sfântului și Dreptului Lazăr, cel apartat în via din morți, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, sufletele adormiților omilor lui Dumnezeu, Arsenie Arhimandritul, omenit la 12 ani, Vasile și Stanca, părinții săi, cu tot neamul lor cel adormit, în corturile dreptilor să le așeze. În sânurile lui Abraham să le odihnească, cu dreptii să le numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitori. Preacuvioși, preacucerici părinți, preacuvioase majestăți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, iată, Părintele Arsenie a fost pentru locul acesta, pentru Dobrogea, dar și pentru mulți români din toată țara, o lumină care a adus atâtea raze binefăcătoare, mângâietoare și izbăvitoare de rău în sufletele multor preoți, călugări, monahi, monahii și credincioși. Dumnezeu l-a îndreptat aici, în locul mai aproape de unde răsare soarele, pentru că a fost pentru poporul nostru un soare, Părintele Arsenie, o viață zbuciumată, cu pușcărie, cu lagăre, cu tot felul de privațiuni, dar un om care și-a păstrat demnitatea, credința și care a semănat multă credință în sufletele multor credincioși. Aici poposeau oameni simpli, călugări, slujitori, dar și mulți demnitari. Pentru că era vestit pentru înțelepciunea sa, pentru acuratiția credinței, pentru săgețile luminoase care pătrundeau în sufletele și în inimilor tuturor celor ce veneau la el. Mulți demnitari au poposit aici. Îi cereau statul. Și iată, Părintele Arsenie și acum luminează. Cei ce l-au avut duhovnic și a avut mulți fii duhovnicești, nu-l pot uita niciodată. Și pentru mine a fost o călăuță, pentru că m-a întâmpinat cu
cu cea mai mare dragoste când am venit în Dobrogea și am păstrat o legătură atât de strânsă și ne-am despărțit știind că pleacă și mi-a spus să am grijă mai departe de fiii lui duhovnicești care vor rămâne oarecum cu un gol după plecarea sa, cum i-au mărturiseau mulți. De aceea mulțumesc de apreciatul Părinte Daniel că mi-a dat binecuvântare să fiu azi aici, să-mi răcoresc sufletul, să aduc o rugăciune pentru acest Părinte iubit de toți românii. Și iubirea nu s-a răcit după plecarea sa din viața aceasta. A rămas iubirea pentru Părintele Arsenie la mulți dintre fie duhovnicești, la toți cei ce l-au cunoscut, pe toți i-a ridicat, i-a luminat, i-a înțelepțit, i-a făcut să fie mai credincioși, mai îndrăzneți spre cele sfinte, mai cutezători către Dumnezeu. De aceea să nu uităm și cât vom trăi, mereu să-L pomenim. Părintele a plecat foarte liniștit din viața aceasta, cu părere de rău pentru fiii duhovnicești. A avut o cumpănă, s-a operat câțiva ani, puțini ani, înainte de plecare, mi-a cerut sfatul și mi-a zis, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, voi trăi. Și a mers la acea operație cu multă serenitate, a făcut rugăciune și iată, Dumnezeu face ca cei care ne-au fost luminători în această viață, când pleacă de aici, lumina lor rămâne în sufletele noastre. Să rămână această lumină înțelepciunii pentru toți cei ce au fost fii duhovnicești, care s-au rugat cu Părintele Arsenie, care au văzut înțelepciunea, putezanța, dragostea și puterea rugăciunii, să nu uităm niciodată că rămâne lumina de aici, de la Techelion, cea mai frumoasă, a vrut să rămână aici și de aceea ne rugăm și astăzi, dar și fiecare zi, și ne vom ruga mereu ca Dumnezeu, ținându-L în locașurile sale, să ne fie și nou mijlocitor și rugăciunător înaintea lui Dumnezeu și să ne ajute și acum, de acolo unde este un om care s-a jertfit atât de mult și a ajutat atâta popor, n-are unde să fie decât în brațele lui Dumnezeu. Și totuși ne rugăm ca pentru toate cele ce a greșit ca om în această viață, Dumnezeu să-L ierte și cu fiecare pomenire și rugăciunea noastră să-L ridice mai mult în lumina sa cea neînserată, Bunul Dumnezeu, și să ne dăruiască mereu rugător pentru noi toți și călăuzitor în viața aceasta. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Pentru fericita adormire veșnică odihnă, Fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, Arsenie arhimandritul pomenit la 12 ani de la trecerea sa la Domnul și a dinpreună cu părinții săi Vasile și Stanca și a tuturor celor pomeniți la acest sfânger felnic și lecurilor, Doamne, veșnică
Thank you.